cetișorul plin așa cu Sfânt Zbor. A bătut cu bunătate, însă omul cu zăbor era prins de asmudeu într-un somn adânc și greu. Și-a bătut din nou la ușă brațul dragostei divine. Cine bate? Cine bate? Eu sunt, leul care vine, astăzi mielul blând și mult, dat la moarte pentru tine. Pentru mine? Cum se poate? Dar ce crimă am făcut? Eu nu mint, nu fac trafic, ca să nimeni nu stric. Nu mă îmbăt, nu trag tutun, nu mă cerc, nu mă răzbun. Eu sunt omul cel mai bun. La biserică mă duc și la Paș și la Crăciun. Biblia am răsfăit-o aăt, pe când eram în sânt. Și zicând aceasta, gazda a venit și mai bun. Și-a bătut în altă parte călătorul milenar coborât de pe calvar. Este cineva la ușă? Zice o începuță cu șer. Eu, cuvântul ce dă har. Cum? Aici am mie casă? Eu sunt foarte ocupat. Trebuie nu mă lasă nici măcar să stau la masă. Mă iertați, dar nu descui. Cine are timp de sfaturi, treaba lui. Și-a bătut Iisus la ușa unui om la fel de rău. Cine-i? Salvatorul tău. Salvator? Eu n-am nevoie. Dacă în cer, în tot înaltul, la Jehova sau la Joie, e un rai mai sus de stele, nu mi-a duc purta de altul, ci cu aripile mele. Și-a bătut altă ușă în mâna mare lui proschis. Ușa s-a întredeschis. Cine-i? Și cu ce dorință? Sunt de Tatăl meu trimis ca să vă aduc salvare prin credință, cum profeții au prezis. Da, credința nu era, dar de vorba de credință, eu nu las credința mea. Datina cea vetrunească, paștele cu miere, cu pască, anul nou cu baclava, pește la bună vestire. Uite, asta e mântuire, să mă las ca rătăciți de atâtea vechi tradiții, de petreceri bună oare, de minciuna necesară, de o glumă, de o țigară și de tot ce se iubește. Să se lase cine vrea, îl privește, eu nu las credința mea. Și din nou acel cendrie a bătut la alt cămin. O, stăpânul meu divin, ce înaltă bucurie! Ai venit din Epireu ca să vizitezi întreagăt fiul nevrednic cum sunt eu. Uite, să nu s-a dat la camarada din Magdala, după cum ți se cuvine. Și acum du-te și împarte vestea bună mai departe și mai vină pe la mine. Și Iisus s-a dus să bată cu același dor în piept la ușă de cătate. Domnul meu, de când te aștept? Vine că ți-am pregătit o odaie miresmată, cea mai bună încăpere, cu fotolii și lecere, ca să stă mai mult, mai mult. Tu să-mi plăcești mistere, eu să stau să te ascult. Intră, dar, lumină vie, fabură de miliere. Însă, n-ați simțit prin casă ochii tăi din alte sfere, căci e atâta murdărie pe înghiere. Iar la urmă, călătorul a bătut la un pridvor. Prin prăjenișuri sumbre și prin fum amețitor, se stârni un joc de umbre. Și se auzi un geamăt. Ajutor! Ajutor! Și deodată se cutremură pridvorul de o ruptă înverșunată. Ca mănânce văd de șarte, umbre loveau de moarte. Zângănire geamuri sparte, apoi ușa a fost dată la o parte. Doamne! Poți-mă zugrumă! Uite-mă cum mă lăsară! Casa mea era un templu, un Eden odinioară, dar prietenii cu mască au știut să mă îmbrâncească în orgie și în viciu și din templul meu făcură o tavernă și în ospiciu. Vino, Doamne, dă-i afară! Și Iisus, lung în mână, bici de fum și purere, iată, îl face un pas cu el. Sare ușa din țățână, cade lanțul pe podele, fuca șercul prin țărână, toți prietenii de rele. Fuge pofta și minciuna, furtișagul și viția, înguibarea și pufia, fug și fug pe totdeauna. Doamne, sunt salvat, sunt liber, casa mea a ta e toată, nu mai pleci de aici, Iisuse, niciodată. Intră ca stăpân pe veci, schimbă totul cum îți place, fă ce vrei, dar nu mai pleci. Fericit și plin de pace, Domnul iute-și sumete mânecile lui de in. Zboară sticlele de vin, vestejitele buchete, scrumiere și brichete, toată spuma de venin. Da, a fost învins dușmanul, se înalță în soare schele. Un cir de baionete bate, târnă copul în perete. Lumea plină de mirare, trecător, prieteni, rude, tot se întreabă ce-o fi oare. Iar zidarul le răspunde, deocamdată, demolare. Amin.